Bună ziua tuturor! Suntem înaintea unui meci foarte important pentru echipa noastră. Jucăm sâmbătă la ora 18 cu Rapid în sala polivalentă din Craiova. Știți foarte bine, sau cei care cunosc situația noastră la echipă, știu foarte bine că este un meci important, un meci dificil. Rapid este o echipă cu care noi ne luptăm pentru locul 4 în clasament și după terminarea turului, pentru că este foarte important când intrăm în play-off să jucăm primul meci acasă și mai departe, mai mult ca sigur, ne vom lupta și pentru locul 4 sau poate o poziție mai bună în clasament. Rapid este o echipă cu jucători de mare valoare, este o echipă de ambițioasă, o echipă de luptă. În tur am câștigat 3-2 la ei după un meci încins, după un meci de greu și un meci de mare, mare luptă. Sper, ce-mi doresc eu la acest meci este să avem măcar același spirit pe care l-am avut la București. Adică echipa noastră, i-am simțit luptătorii în acel meci, i-am simțit dornici să câștige, au făcut tot posibilul, s-au luptat. Cred că vă aduceți aminte de acel set istoric 49-47, dacă nu mă înșel. Așa este, Ionuț, da? Da. Da. Deci pe lângă faptul că a fost un meci foarte, foarte greu, a fost și un meci frumos, dar mă interesează mai puțin acest aspect, mă interesează ca sâmbătă să facem un joc bun și să câștigăm. Bună ziua, în primul rând. După cum a spus și domn profesor, și din opinia mea este poate cel mai important meci din acest sezon de până acum, și din prisma locurilor din clasament, cât și din prisma prinderii sau bătăliei pentru locul 4, care este foarte, foarte importantă. Cum a spus și domn profesor, să jucăm mai multe meciuri acasă în eventualitatea 1-1, să avem posibilitatea să jucăm al treilea meci pe teren propriu, care este, după părerea mea, un avantaj destul de mare. Sper să facem... Rapidul este o echipă cu foarte mulți jucători străini, au investit foarte mult în acest an, își doresc un loc cât mai sus, la fel ca și noi, în fiecare an. De aceea o să fie un meci greu și de luptă. Sperăm să ne trezim, pentru că în acest retur de campionat am avut multe sincope în joc, cât și în meciurile disputate până acum. Cu echipele mai importante nu ne-am ridicat la așteptările antrenorilor și poate a publicului. Și ne dorim foarte mult în meciul de sâmbătă să avem o evoluție bună și să mulțumim pe toată lumea, cât și pe noi, că avem nevoie de o victorie și de moral. Ar rezolva problema locului 4 victorii, în mare parte? În mare parte, da, dar mai sunt meciuri de disputat. Noi nu spunem că ne mulțumim doar cu locul 4, încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne situăm pe un loc cât mai bun, mai fruntaș. Dar jocul acesta este foarte important din prisma punctelor care ne despart și trebuie să-l jucăm cu foarte multă seriozitate și ambiție. La București a fost un meci foarte greu, cum spunea și domnul profesor, s-a jucat la punct până pe final. Întrebarea este dacă e de părere că și de această dată și în această partidă se pot ridica atât adversarii cât și noi ne putem ridica la nivelul jocului. Cu siguranță, noi ne pregătim foarte bine, facem cu domnul antrenor tot ce trebuie de tactică și tot ce avem nevoie pentru a fi în formă maximă la meci. Bineînțeles că ei or să vină la fel, probabil și ei gândesc că or să fie cam ultima șansă pentru accederea în primele 4 și cu siguranță o să fie un meci foarte greu. Noi la București am venit după o deplasare la Fenerbahce, am avut doar 2 zile de pregătire, să spun, am rămas în București. Am fost obosiți, dar am făcut un meci foarte bun, ceea ce ne dorim să-l facem și acasă. Este cumva o presiune pe voi înainte de această partidă? Mă gândesc că poate
pierde, se apropie Rapidul sau nu știu, dacă aveți astfel de gânduri. Nu este o presiune, este normal să ne gândim că dacă cumva, Doamne ferește, o să pierdem, o să fie mult mai greu. Dar suntem jucători cu experiență foarte mulți, cunoaștem campionatul, avem jucători buni, suntem un grup unit și în momentele importante întotdeauna ne-am unit și am jucat bine. Domnul profesor, se spune că la Da, este, e adevărat, dacă e să discutăm de acel set care a ajuns în mare, mare prelungire. Nu, am înțeles, nu, în România nu. Am înțeles că, nu știu, parcă eram pe locul 14 sau 15, nu mai știu, voi știați jucătorii în istorie. Da, dar ce mi-a plăcut mie atunci și ce am remarcat la echipa mea este faptul că, în ciuda faptului că a fost totul greu, s-a jucat sub o presiune mare a publicului, foarte gălăgios. Echipa adversă a fost foarte agresivă în exprimarea în teren și nu numai și antrenorul. Deci mie ce am apreciat atunci este că jucătorii mei au făcut față presiunii, n-au cedat și s-au luptat până la capăt. Adică faptul că duci un set în asemenea prelungire denotă faptul că nu cedezi și te lupți până la capăt. E greu să credem că se va mai întâmpla un set așa de lung, dar niciodată nu se știe. Zicea și eu mai devreme, și asta am remarcat-o cu toții, cred că după foarte mulți ani, când echipa nu face față meciurilor cu adversarii puternici, pierde cu echipele puternice. Sau echipele din față, mai mereu de la 15 de ani, este adevărat, anii anteriori pot să spun că mai făceam victorii cu echipele din fața noastră. Anul acesta să nu uităm un lucru foarte important, că toate echipele din fața noastră au mărit bugetele. Foarte, foarte mult. Și din punctul ăsta de vedere noi am rămas în urmă. Trebuie să suntem la nivelul anului trecut ca buget și facem tot posibilul pentru a ne menține în a face performanță. Deci, credeți-mă că să facem eforturi mari. Haideți să recunoaștem acum, dacă luăm să comparăm echipa noastră cu primele trei echipe, respectiv Dinamo, Steaua și Galați, dacă suntem realiști, ne dăm seama că au jucători mai valoroși ca noi și, bineînțeles, mai bine plătiți. Dar și lucrul acesta se vede și în rezultate. Întotdeauna bugetul unei echipe poate să facă diferența. Mai convenabil pentru stilul de joc al unui nou sistem competițional? Da, eu am spus întotdeauna că eu sunt de acord cu acest sistem, îl agrez și mi se pare cel mai corect și cel mai sănătos, pentru că este un sistem care cerne valoarea pe parcursul play-off-ului, ajung în finală și în semifinale ajung cele mai bune echipe din campionat, impact asupra mediei și a interesului pentru volei este foarte mare, deci este un lucru bun. Și într-adevăr, să nu uităm că teoretic, vorbesc teoretic, practic e greu de crezut, la prima etapă din play-off, echipa de pe locul 1 joacă cu echipa de pe locul 8. Deci, teoretic, echipa de pe locul 8 are șanse să câștige. Practic, este aproape imposibil. Dar dă posibilitatea și echipelor din a doua parte a play-off-ului să aibă șanse și să se lupte pentru un loc mai bun. Asta înseamnă meciuri mai disputate, înseamnă meciuri mai frumoase, înseamnă, eu știu, mai atractive și pentru televiziune și pentru toată lumea. Emoții privind trângerea în soți, în cupă? Chiar astăzi am primit o adresă din partea Federației, prin care suntem anunțați că mâine la ora 11:30 va avea loc tragerea la soți printr-o ședință pe Zoom. Emoții pentru mine nu există emoții, pentru că, din punctul meu de vedere, toate echipele sunt la fel de valoroase. Deci, nu, chiar nu mă interesează cu cine vom cădea. Dacă mă întrebați o... așa, personal, sau dacă aș fi să vă spun un lucru personal, mi-aș dori să pic cu Dinamo. Mulțumesc.